domnule profesor Ioan Cristescu, domnule Ciotloș. Suntem în a doua zi în care dezbatem despre cercul literar de la Sibiu. Am rămas cu o mică datorie față de ceea ce am anunțat în proiectul nostru. Îi promisesem domnului director Ioan Cristescu că vom vorbi, vom adăuga la cele trei centenare, cele din acest an Radu Stanca și cele două din anii următori, Ion Negoițescu și Doinaș, un centenar despre care a fost vorba anul trecut, și anume al lui Gari Sârbu, și evocat din nou ieri într-o discuție, centenarul lui criticul lui Cornel Recman. Acum, punând alături ceea ce și-a propus acest proiect, și anume să pună în discuție numele importante de scritori care au aparținut cercului literar de la Sibiu și de a vorbi despre cerc în general, ne-am gândit mai ales la scriitorii despre care s-a vorbit prea puțin, e cazul lui Radu Stanca, deși teatrul din Sibiu îi poartă numele. Din fericire, și datorită domnului Constantin Chiriac, recent o stea a fost așezată pe aleea celebrităților din Sibiu. Iarăși prea puțin despre Ion Negoițescu, cel care a revoluționat, aș spune, critica literară românească în anii 60 prin faimoasa Poezia lui Eminescu. După 1990 a apărut în sfârșit mult așteptata lui Istoria literaturii române, despre care nu se vorbește deloc. În sfârșit, al treilea scriitor important, Ștefan Augustin Doinaș, despre care aș zice că o generație, nu? Dacă o generație înseamnă 20 de ani, nici nu mai știe măcar că a existat. Firește, ne bucurăm de câte ori se analizează opera unui scriitor cerchist, tocmai pentru că ei toți au fost niște personalități excepționale, și ca să nu rămân datoare cu ceea ce am promis în aceste dezbateri, vreau să amintesc aici că în anul trecut, într-adevăr, a fost vorba de centenarul criticului literar Cornel Recman, foarte bine, foarte prezent, din fericire spun din nou, în revistele literare românești, în mai multe numere din România Literară, și apoi despre prozatorul, dramaturgul Ide Sârbu, excelent prezentat prin opera completă pe care o editează Fundația pentru Știință și Artă, pe care o conduce domnul Eugen Simion, nu în ultimul rând, un număr din caietele critice pe care de asemenea domnul Simion le conduce, a apărut un număr dedicat exclusiv, integral, lui Ide Sârbu. De aceea consider că am acoperit într-un fel tema cu care am rămas datoare. Nu mă îndoiesc că cei doi scriitori, și Ide Sârbu și Cornel Recman, vor constitui tema unor evenimente viitoare organizate de Muzeul Literaturii Române. Amândoi merită cu prisosință acest lucru. Urmează să ne ocupăm cei trei scriitori, Radu Stanca, Negoițescu și Doinaș. Despre Radu Stanca propun să vorbim mâine. Vom vorbi din nou despre tema teatrului și cercul literar de la Sibiu, propusă de domnul Ioan Cristescu, și îi mulțumesc pentru această propunere, într-adevăr o temă extrem de importantă. Ceea ce se știe mult mai puțin este prietenia extraordinară care i-a legat pe Doinaș și pe Radu Stanca, inclusiv ca autori dramatici.
Astăzi, așa cum am promis, mă repet, despre recitirea literaturii române în cercul literar de la Sibiu și ne aplecăm cu deosebire asupra criticului literar Ion Negoițescu, alături de cel care, alături de Ion, de Radu Stanca, au fost mari artizani ai cercului literar de la Sibiu, iar Negoițescu, în plus, marele strateg al cercului literar, cel care, de-a lungul unei vieți, s-a străduit să-i țină alături, în continuare, pe membrii cercului literar de la Sibiu. Avem astăzi doi invitați extrem de importanți, scriitorul Ion Vianu, care nu are nevoie de nicio recomandare. El i-a cunoscut pe cerchiști, a fost extrem de apropiat de Ion Negoițescu și aș vrea să amintesc aici că în perioada grea în care cerchiștii încep să vină la București, unul câte unul, cei foarte importanți, ei se apropie foarte mult de Tudor Vianu. Cerchiștii, în acele vremuri extrem de dure, de după încheierea războiului, găsesc un reper. Ion Vianu a folosit o formulă admirabilă, cerchiștii erau atunci în criză de destin. Ion Vianu este nu numai marele scriitor revelat, mai ales după 1990, dar așa cum spuneam, i-a fost alături lui Ion Negoițescu până în ultima clipă și a fost marele lui confident. În același timp, mi-a propus, dacă sunteți de acord, să revenim asupra manifestului Cercului Literar de la Sibiu. Domnul Ion Vianu propunea o contextualizare a acestui manifest și ține să vorbească apoi punctual despre Ion Negoițescu. Dacă sunteți de acord, am revenit după intervenția domnului Ion Vianu și apoi a criticului literar Carmen Mușat. Urmează apoi să comentăm mai departe. Dacă sunteți de acord, da? Bun. Atunci să facem legătura cu domnul Ion Vianu, mulțumindu-i din nou că e alături de noi astăzi. Bună ziua, domnule Vianu! Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi astăzi. Și eu mă bucur foarte mult. Am făcut introducerea, dacă vreți. Am anunțat că doriți să vorbiți despre manifestul Cercului Literar de la Sibiu și contextualizarea acesteia în epocă și apoi despre Ion Negoițescu. Menținem propunerea. Da, este o propunere foarte bună pentru că m-am apropiat de acest text foarte interesant, care, după cum știți, a apărut sub forma unui scrisor către Eugen Lovinescu în 13 mai 1943 în ziarul Viața. Trebuie să punem puțin lucrurile în context. Mai întâi și întâi pentru a reda atmosfera care era în țară pe vremea aceea, aș vrea să mă refer la un alt text pe scurt, bineînțeles, și anume la textul lui Liviu Rebreanu, Lauda Țăranului Român, care este discursul de recepție la Academie în 29 mai 1940. Adică într-un moment când vechea Românie, aflată sub dictatura lui Carol al II-lea, nu-și pierduse teritoriul, dar avea să-și pierdă peste câteva zile Basarabia și apoi peste câteva luni în Transilvania. Textul de Rebreanu, deși este un text festiv, este un text profund pesimist. Și dacă l-aleg pentru că Rebreanu era personalitatea care se știe, o personalitate puternică, venerabilă din toate punctele de vedere, dar reflectă o tristețe și o îngustarea perspectivelor pe care demnă de acel an 1940, care a fost anul cel mai sinistru al României moderne. El spune că face lauda celui mai umil român, a țăranului.
o ființă slabă, săracă, față de care trebuie să ne manifestăm solidaritatea. Tăranul român, spune el, este un neam, face parte din neamurile liniștite care trăiesc în subsolul istoriei, care nu a dat războaie de cucerire, ci numai războaie de apărare. Și cu toate astea, tăranul, spune Rebreanu, este împuchiparea tuturor virtualităților și energiilor românești. Orașul, spune el, a fost înființat de alte necesități decât cele românești. Dar emanciparea, este adevărat, a fost propovăduită de orășeni. Viața țăranului, în ciuda modernizării țării și faptului că au existat bunevoințe, nu s-a îmbunătățit. Aceasta este o carență a conducătorilor în ciuda ideilor democratice și liberale, a unității și a libertății pe care au dobândit-o românii. Și totuși, în condițiile astea, țăranul este îndreptarul culturii naționale, în ceea ce privește ghitele și artele în special. Ceea ce Rebreanu numește ultimisimele curente străine s-au produs la oraș. Dar țăranul nu citește, orășanul citește. Și literatura, așa cum trebuie să fie ea și așa cum este, este pentru orășan. Când ar trebui să fie pătrunsă de ceea ce Rebreanu numește Duhul Pământului Românesc. Și termină cu acest mesaj. Destinul nostru este să fim un neam de țărani. În general, această orientare să fie într-o orientare foarte pesimistă a intelectualilor din anii 40. Să nu uităm triunghiul de corespondență Noica Cioran, Mircea Vulcănescu, care de asemenea exprimă o profundă tristețe și o angoasă în ceea ce privește viitorul. O fi, ce o fi, îi spune ei mereu. Și în acest context apare manifestul Cercul Literar de la Sibiu, care are un cu totul alt ton. Un ton optimist, un ton care privește în viitor. Și nu este de mirare că se întâmplă așa. Dacă punem într-o perspectivă istorică, așa cum am pus într-o perspectivă istorică discursul lui Rebreanu, vedem că este această scrisoare manifest care se adresează lui Lovinescu, care e muribund și care va muri dacă în cursul lunii iulie, deci peste două luni, este într-un fel o mișcare de ocupare a terenului. Într-adevăr, pot și eu să mărturisesc, fiindcă am gusta necesară, că nu se, oamenii cât de cât luciți nu mai puteau să creadă în victoria lui Hitler și a lui Antonescu. A 2 februarie se duce Stalingradul. În 13 mai, ziua apariției manifestului, cade Tunisul, adică se prăbușește frontul german în Africa. Mai fost și alte acte de curaj în această perioadă, de pildă teribilul pamflet al lui Arghezi împotriva baronului Killinger, intitulat Baroane, din 30 septembrie 1943. Dar, în fine, este interesant că Cercul Literar se promovează ca o forță care vrea să dirigeze, să dea o îndrumare literaturii române în sensul dorit de Lovinescu, care în posteritatea critică și posteritatea lui critică stabilește 4 generații de maioreștieni care, după Lovinescu și după Cercul Literar și Negoisescu, care a redactat acest text, sunt cele 4 generații care dau orientarea sănătoasă și normală a literaturii române. Aceste generații sunt Maiorescu însuși, a 2-a este Lovinescu, a 3-a generație o numește Lovinescu în cartea sa și sunt 6 nume, George Călinescu, Șerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, Perpesicius, Vladimir Străinu, Tudor Vianu.
Și în această perspectivă, cercul literar de la Sibiu e a patra generație. Așa se văd eu. Sfântul Negoițescu se începe prin a ataca neosemănătorismul reprezentat de gândirea de atunci, deci gândirea nu începuse așa, despre care spune categoric că este lipsită de context critic. Apoi, din ce în ce mai virulent și mai plasându-se mai în prezent, spune că azi, în paroxism al acestui neosemănătorism, și opinia publică pare contaminată. În timp ce ceea ce numește Lobinescu buna literatură, care este literatura urbană, se manifestă prin personalități ca Otesa Papadat-Bergescu, Ion Barbu și Tudor Nicodim, despre care știm foarte puțin astăzi. Deși romanul unui foarte interesant, Revoluția, a fost retipărit, dar nu a avut ecou suficient, după părerea mea. Deci acest text îndrăzneț este un text care se pregătește a unui grup care se pregătește să ia puterea și să influențeze decisiv și producția literaturii române. În martie 45, adică aproape 2 ani mai târziu, impulsul și elanul nu au dispărut. Și este de fapt în vedere contextului Negoițescu, viitorul literaturii române, apărut în Caiete Critice, în martie 45. Acest titlu, viitorul literaturii române, este urmat de un semn de întrebare. Cu alte cuvinte, are literatura română un viitor? Dacă are, o are în virtutea principiilor estetice pe care le-am întâlnit. Dacă aceste principii estetice nu vor fi aplicate, literatura română tată să nu mai existe. Asta este implicat în semnul de întrebare. El revine cu o problemă foarte interesantă și foarte discutată, care este aproape o obsesie națională. Problema specificului. Negoițescu nu neagă specificul, dar specificul este un fenomen post-festum. Este pentru el nu o punct de pornire, ci rodul unei evoluții îndelunge a culturii. O operă, spune Negoițescu, e cu atât mai măreață și mai, cu cât e mai... Pardon, o operă, cu cât e mai măreață și mai universală, este mai specifică. În literatura franceză, spune el, influența antică este atât de invazivă încât a devenit specifică. Specificul este o devenire și un sfârșit și o culminație. Specificul se creează pe el însuși, nu este genetic la origine, așa cum ar fi sămânța pentru o plantă. Și dă o serie de exemple. Mai întâi și la Eminescu. Deci, e foarte interesant să se referă la Eminescu, pentru că el înțelege că Eminescu este inconturnabil și că a fi contra de Eminescu ca poet este imposibil când te ocupi de literatura română. A fi contra de Eminescu este o condamna la mediocritate și la o sort de stupiditate. El este inatacabil. La Eminescu, spune Negoițescu, se produce o fuziune a surselor. Și această fuziune a surselor este însă geniul. Deci, chiar dacă există o sursă populară, ea este fuzionată cu sursa romantică, cu sursa metafizică și filozofică a chinesei culturii eminescene. Dar aceasta nu este singura producția majoră. Se vede că cercul literar și Negoițescu în special pregătesc un alt sumar a literaturii române, o altă clasificare și o altă ierarhie a valorilor. De pildă, ca Ardeleni,
se referă mult, ele se referă mult la contextul școlii ardelene. Și în literatura abia ieșită din evul mediu suneri se varsă aproape renascentin, care vine prin Roma și prin studiile culturale, prin influențele culturale pe care le are unirea cu Roma. Și, într-adevăr, furnizează, citează în întregime, un sublim sonet al lui Timotei Cipariu, o figură care în literaturile, în istoriile literaturii române până atunci și, dacă nu m-am ieșit de după aceea, se joacă un rol minor. Pentru Negoițescu, literatura română începe a avea cu Filimon, cu Ciocoii vechi și noi, care este literatura orașului și exploatează în principal sursa balcanică, care este, prin definiție, o sursă cu multe origini, cu un râu cu mai multe izvoare, o mare complexitate, unde vin să se înscrie și Levantul, și Grecia, și lumea românească în sensul ei cel mai larg. Începând cu Anton Pan și continuând cu Barbu, această sursă, Ion Barbu, care este central, și cu tânărul Caragiale, spune el, sonetele tânărului Caragiale, fiindcă lui Negoițescu nu-i plăcea traite în curte veche ca tuturor ardelenilor, aș vrea să spun. Poate că nu acelor actuali, dar alea nu trebuie să fie asimilat în Matei Caragiale în Ardeal. Și apoi pomenește el din lumea bucureșteană, care este ilustrată de opera Papaga Dângescu. În opera lui Pavoteza Papaga Dângescu, capitala României, scoate la lumină și el, casa unică, acel amestec tenebros de rase orientale și vestice, canonul snob al cetății atusene, promiscuitatea la știva târgului balcanic. Și, în sfârșit, după o serie de considerații destul de briante, trage concluzia că marea literatură română a viitorului nu poate fi decât una urbană, structurată după modalitățile cu totul altele decât cele ale fervecătoare creații anonime primitive. Iată ce anunță în 45 și ceea ce în bună parte nu s-a întâmplat. Pentru că au intervenit circunstanțele istorice pe care le cunoașteți. Dar nu, literatura română totuși nu s-a terminat, ea a continuat. Dar și dacă a continuat, a continuat pentru că chiar în sânul literaturii din timpul socialismului au strecurat perceptele și principiul fundamental estetic. Al criteriul estetic al lui Maiorescu. Chiar dacă literatura română a continuat să exploateze filonul perenesc, a făcut-o cu mijloacele literaturii universale. Dacă citim, să zicem, literatura lui Bănulescu, Ștefan Bănulescu, el este totuși, nu are nimic, nici semănătoris, nici primitiv. Este un scriitor rafinat, care folosește toate mijloacele literaturii universale. De asemenea, Acasă, în Gândia Armagedonului de Marca Petreu, este de fapt o tragedie antică și un fel de lung psalm. Așa încât am putea spune că, deși sursa sărănească nu dispare câtuși de puțin din literatura română, ea se integrează și ar fi tot atât de absurd să spunem această literatură nouă sărănească este mai primitivă decât, să zicem, opera lui Faulkner
Ar fi făcută de țărani, ar utilizând, dar sublimind sau făcând, recurgând la sursele cele mai variate, de la tragedia antică până la Shakespeare și până la Proust. Și este, după părerea mea, în sensul creșterii și sporirii și complexificării gândirii omenești, care este literatura secolului 20. Astăzi putem spune că Eugen Ovinescu și, în consecință, și autorii textului din 1943 au triumfat. Literatura română, atât în lucrările ei canonice cât și necanonice, este firmuită de principiile ovinesciene. Negoițescu, pe care l-am frecventat mult în anii exilului, vorbea destul de puțin. Era ca și cum proiectul lui inițial, din martie 45, ar fi fost depășit și s-ar fi concentrat sur altă sinteză. Această sinteză a fost istoria literaturii române. El și-a consacrat ultimii ani de viață unui soi de asceze, scriind această istorie a literaturii române. Era foarte concentrat, nu mai ieșea din casă, mânca foarte puțin și când s-a dovedit în 90 că poate publica istoria literaturii române în țară, a fost încântat pentru că se pregătea să scoată în serenătate. Nu vreau să merg mai departe, pentru că știu că doamna Carmen Mușoc vrea să vorbească despre istoria literaturii române, dar vreau să spun că lipsa de succes imediat a acestei istorie a literaturii române l-a ucis pe Negoițescu, pentru că, sau mai degrabă, aș spune, l-a sinucis, pentru că el a căzut într-o profundă depresie, a rupt regimul strict pe care îl ținea și care împiedica hepatita lui să evolueze, astfel că s-a îmbolnăvit de cancer și a murit. Ca o victimă a literaturii, aș putea să spun. Ca un erou a literaturii. Chiar dacă ideea de literatură pur urbană pe care el o enunța nu s-a dovedit realistă, nu s-a dovedit fezabilă, totuși ideea sintezei, unei matrici stilistice care rezultă din sinteza mai multor genuri și mai multor influențe și care este o idee firească și foarte frumoasă, a triumfat și domnește literatura de astăzi și, fără să știm ce va fi literatura în această imensă confuzie care este momentul de față, avem nădejdea ca ea să dăinuiască. Cred că am spus ce am avut de spus. Domnule Vianu, vă mulțumesc foarte mult. Am sentimentul și cred că sunt în asentimentul și al domnului Cristescu și al domnului Ciotlo și cu siguranță al celor care vor asculta această splendidă intervenție a dumneavoastră, că suntem în fața uneia dintre cele mai importante pagini de exegeză despre cercul literar de la Sibiu, contextualizat în literatura română, inclusiv contemporană, nu numai în aceea momentului în care manifestul a fost publicat în ziarul Viața, și, cu atât mai interesant, în contextul literaturii universale. Am fost astăzi martorii un lucru absolut excepțional despre cercul literar de la Sibiu și nu pot să vă mulțumesc suficient pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi la Muzeul Literaturii Române. Vă mulțumesc, domnule Ion Vianu. La revedere! La revedere!
Bună ziua, doamnă Mușat! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi! Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitația la o dezbatere atât de necesară și de provocatoare. Vă mulțumesc anticipat, pentru că știu că veți vorbi în mod special despre Negoițescu ca important critic, atât despre eseul, să-i spunem, care a revoluționat critica literară românească în anii 60, poezia lui Eminescu, dar și despre istoria literaturii române. Vă rog și vă mulțumesc încă o dată, vă ascultăm! Da, vă mulțumesc și eu. Negoițescu este într-adevăr un model, nu doar un model de critic și istoric literar, prin modul în care a abordat problemele literaturii române, ci aș spune eu și un model de intelectual implicat, care prin scrisul lui și prin manifestul critic pe care îl lansează aproape cu fiecare text pe care îl scrie, face un gest politic. Într-un dialog cu Ion Solacolu, care a fost înregistrat în 1991, în iunie, și publicat ulterior în revista Dialog, cu titlul Românii între Europa și Occident, Negoițescu sancționa ferm incapacitatea societății românești de a-și asuma de plin, citez, o clară apartenență la civilizația și mentalitatea europeană, care perseverează în mentalitatea formată sub comunism, o mentalitate care este marcat preponderent orientală. Am încheiat citatul. Proiectul unei istorii a literaturii române pare să fie unul care l-a preocupat îndelung pe Negoițescu. În 1968, el a publicat în revista Familia sumarul unui proiectat volum care a stârnit în spațiul cultural autohton nenumărate polemici și comentarii. Conștient de dificultățile pe care le întâmpină cel ce propune să scrie o istorie a literaturii contemporane, criticul deplângea, într-un răspuns la o anchetă literară inclusă apoi în volumul Engrame, citez, adversitățile oarbe ale unor contemporani, închei citatul, precum și opoziția constantă a unora dintre acești contemporani față de încercarea lui de a formula opinii pe marginea operei și activității lor. De fapt, de ce a stârnit adversități atât de mari proiectul istoriei literaturii române pe care el îl publicase în Familia, cred că într-un context în care ideologia dominantă era una comunistă, faptul că Negoițescu ignora ierarhiile oficiale și chiar și pe cele general acceptate de unii dintre confrații lui critici, a stârnit neliniște și, evident, refuz. Pe de altă parte, să nu uităm că 68 venea la puțină vreme după ce foarte mulți deținuți politici fuseseră eliberați din închisori. Negoițescu însuși făcuse închisoare. Ori ceea ce propunea el era o istorie literară organizată strict pe criterii estetice, o viziune unitară asupra literaturii române, practic era un manifest estetic și acesta, devenit implicit un act politic de delimitare față de confuzia valorilor, față de falsele valori impuse pe criterii exterioare criteriului axiologic. De altfel, cred că probabil cea mai mare neliniște a fost provocată de
intenția clară a lui Negoițescu de a impune criteriul axiologic în detrimentul celui ideologic în analiza și în relectura operelor literare din începând cu 1800 și ajungând la zi. Admitând că lucrează cu perseverență la o istorie a literaturii române de la începutul până la ziua prezentării volumului la editură, Negoițescu vorbea despre importanța pe care lectura are bur a clasicilor, o are, în efortul de recitire a operelor din trecut. Iată ce spune el. Mijlocul cel mai eficace de a mă apropia de clasici este înțelegerea contemporanilor mei. Și adaugă, nu poți azi să vei valorifici cu adevărat pe Anton Pan fără a ține seama de Ion Barbu. Tineretul intelectual care se formează trebuie educat în spiritul contemporaneității. Critica și istoria literară au în acest sens un rol extrem. Nu pot înțelege eu azi cu adevărat romanele lui Bolintineanu, fără a-l cunoaște pe Camil Petrescu. Iată un mod de a citi literatura scriitorilor din trecut prin prisma operelor contemporane, care, de fapt, aduce aminte de propunerea lui T.S. Eliot în eseul pe care acesta îl publicase în 1919, Tradiție și talent personal, propunere de a considera că toate operele literare sunt sincrone, indiferent de anul apariției lor, și mai ales că prezentul poate influența trecutul. Sigur, Negoițescu știa de viziunea lui T.S. Eliot și pentru el, ca și pentru T.S. Eliot, genul acesta de lectură e nu doar unul de preferat, ci o lectură indispensabilă dacă vrem să descoperim în operele vechi sensurile lor care corespund sensibilității și preocupărilor noastre actuale și ni le redau tot atât de vii ca și operele contemporane. Cred că același tip de motivație stă și la originea lucrării lui absolut unice în cultura română, poezia lui Eminescu. Iată ce spune despre acest studiu. Am vrut să le ofer poeților tineri un Eminescu al lor, al sensibilităților moderne, încredințat fiind pe un poet atât de mare, împalidat de școli. Iată, era conștient de faptul că școala reduce toată complexitatea operei eminesciene la câteva stereotipuri. Deci un poet atât de mare trebuie să aibă în sfârșit o reală și multiplă influență asupra evoluției lirismului nou. Am încheiat citatul. Și într-adevăr, studiul lui despre poezia lui Eminescu, în care el citește postumele eminesciene și în lumina acestora, practic întreaga poezie, întreaga operă eminesciană se reașează, studiul acesta este unul de maximă importanță pentru înțelegerea operei eminesciene și a poeziei eminesciene și a relației dintre poezia antumă și cea postumă. Se poate spune că din acest punct de vedere anul 68 a fost anul Negoițescu. Europenist convins, el este unul dintre puținii critici postbelici care comentează operele literare românești în context european. Și asta face sistematic. Este permanent preocupat să sesizeze și să argumenteze legătura dintre literatura română și literaturile europene. Puțini au fost criticii care au făcut acest lucru, care au avut un astfel de tip de lectură
a literaturii române chiar și astăzi. Iată încă o declarație a lui Negoițescu. Eu n-am privit literatura română dinăuntru limitelor ei, deși am trăit întotdeauna înăuntru literaturii române. Eu însumi sunt scriitor român. Am dorit însă să privesc din afară cum ar vedea un european care o cunoaște bine și trăiește în același timp în ea. Este o mărturisire pe care am găsit-o în volumul Scriitori Contemporane, apărut în 94 la editura Dacia. S-ar putea spune că, spre deosebire de majoritatea istoriilor literaturii române, elaborate de critici și istorici autohtoni, atât până în momentul 1991, momentul apariției primului volum din istoria literaturii române a lui Negoițescu, cât și după, până, da, deci din 91 până astăzi, istoria lui Negoițescu îmbină perspectiva departelui cu cea a aproapelui și reface într-un alt context politic și istoric situația lui Auerbach, exilat la Istanbul când a scris Nimesis. Un alt reper pentru poziția, postura lui Negoițescu ca autor al unei istorii a literaturii române ar fi, cred eu, și panorama literaturii române a lui Bazil Munteanu, volum publicat la Paris în 38, pe care adolescentul Negoițescu îl comenta entuziast și găsim această mărturie în paginile de jurnal din anul 38, reproduse în Ora Oglinzilor. De altfel, în prefața la această istorie a literaturii române, Negoițescu mărturisește că, deși a fost concepută în țară cu ani în urmă, istoria lui este o operă de exil, scrisă din dorința de a înțelege, și citez aici, ce ne spune literatura română asupra ființei noastre axiologice, adică ce suntem noi românii și cum ne prezentăm noi în confruntarea istoriei. Și adaugă Negoițescu, criteriul estetic rămâne așadar o permanență inviolabilă în demersul meu, însă prin intermediul estetic eu m-am străduit să văd mai departe, mai în adânc, am încheiat citatul. Interesul pentru această dimensiune europeană a literaturii române nu era, în ceea ce îl privește pe Negoițescu, unul de dată recentă. Și m-aș referi în sensul acesta la manifestul din 43 adresat lui Lovinescu, în care apare scris: pentru noi, literatura română nu înseamnă un fenomen închis, petrecut într-o țărmuire autarhică. Nu e o contribuție pitorească la etnografia europeană, ci o ramură tânără a spiritualității continentale, ramură străbătută de aceeași sevă și încărcată de aceleași roade, chiar dacă pământul în care s-au înfruntat rădăcinile este altul. Închid citatul. Iată, într-o cultură mică, marginală și marginalizată, marcată de ideologia comunistă, care promova ideea rupturii cu Occidentul, capitalist, decadent, nu? Ideile pe care le avansa Negoițescu aveau puține șanse să fie acceptate și întâmpinate cu brațele de. E de la sine înțeles că în contextul ascensiunii protocronismului, afirmațiile lui Negoițescu referitoare la dubla acțiune a imitației și a originalității în configurarea structurilor și epocilor literare erau întâmpinate cu contestări vehemente sau, în cel mai bun caz, cu o tăcere superioară. Abia în anii 80, Mircea Martin a vorbit deschis despre complexele literaturii române și despre rolul pe care nimesisul cultural îl are în configurarea
unei literaturi originale. Altfel spus, nu dorința de a rescrie canonul literaturii române sau de a se impune ca pontifex maxim, cum vedem din declarațiile unor autori de istorie literare recente, cum este Alex Ștefănescu sau și mai puternic Nicolae Manolescu. Așadar, nu această dorință de a rescrie canonul literaturii sau de a fi el cel, autoritatea deplină, îl determină să elaboreze o istorie a literaturii, ci nevoia de a cunoaște prin intermediul operelor literare poporul nostru, mentalitatea lui, comportamentul lui social-istoric. Demersul lui Negoițescu este unul polemic la adresa totalitarismului comunist și unul foarte critic la adresa intelectualității autohtone. Și cred că probabil că aici ar trebui căutate cauzele acestei reticențe a lumii culturale românești de a accepta de a-l accepta pe Negoițescu ca model, ca model etic și critic. Această critică deloc vehementă, dar foarte apăsată la adresa pasivității intelectualității autohtone, este iarăși o constantă a tuturor intervențiilor lui Negoițescu. Iată iarăși ce spune el. Am fost îndemnat la scrierea istoriei literaturii române de marea decepție pe care eu am suferit-o personal când s-a instalat comunismul în România. Pentru că de la început am avut impresia, care apoi s-a confirmat, s-a accentuat, că intelectualii români au reacționat mult mai slab la ocupația comunistă decât celelalte țări din jur. Ceea ce m-a impresionat mai mult a fost faptul că în România, în primul rând, au cedat instituțiile, universitatea, academia, biserica și ceea ce a rezistat au fost divizii. Fie că erau universitari, academicieni, oameni ai clerului ortodox. Am încheiat citatul de altfel într-un articol pe care l-a citit la Europa Liberă înainte de 1989 și care a fost reluat în volumul În cunoștință de cauză, apărut la editura Dacia. Negoițescu vorbește pe larg despre această pasivitate, inactivitate a intelectualității românești și reiterează ideea că opoziția a fost una a indivizilor și nu una a intelectualității ca grup, cum s-a întâmplat în alte țări comuniste, Cehoslovacia, Ungaria sau Polonia. Acesta este, de altfel, unul dintre motivele pentru care Negoițescu, atunci când își redactează istoria literaturii, renunță la biografii și la prezentarea contextului istorico-politic, pe care însă în permanență, în subtext, îl păstrează și la care face mereu referire. Și nu e interesat nici de curente literare, pentru că pe urmele lui Blaga, criticul e convins că scriitorii trebuie priviți prin prismele stilistice de care sunt, care se încorporează la rândul lor în literatura europeană. Deci iată, mereu revine această obsesie a conexiunilor, a dialogului permanent între literatura română și literatura europeană. Literatura română nu este privită în cercul închis, ci întotdeauna în relație cu literaturile europene. Preocuparea lui pentru unitatea stilistică a operelor scriitorilor comentați e o constantă în toate volumele de critică pe care le-a publicat de-a lungul timpului.
perspectiva fiind una deopotrivă analitică și sintetică. Într-un articol intitulat Probleme ale criticii actuale, pe care l-a reluat în volumul Engrame din 1975, Negoitescu le reproșează criticilor contemporani lui că, deși sunt foarte activi și cu o reală intuiție a valorilor, evită problemele de metodologie și orientările noi din critica și teoria acelor ani, mulțumindu-se a considera noile aspecte estetice cu mijloace de cercetare învechite. Negoitescu era foarte atent la mișcările de idei din spațiul cultural european și încerca să aplice operelor literare pe care le recita perspective noi generate de teoriile literare noi și foarte contemporane. Nu s-a mulțumit nicio clipă să fie un critic impresionist, un critic speculativ și strălucitor ca discurs, dar subtire din punctul de vedere al conținutului. Nu doar de inteligență disociativă e nevoie în critică, ci și de acuitate multilaterală a ochiului critic, veritabil ochi al lui Polifem, de deschidere față de nou, de capacitate de a oferi sinteze curajoase cu caracter istoric. Și pentru că nu vreau să mai lungesc foarte mult intervenția mea, aș spune că iarăși ceea ce îl singularizează pe Negoitescu în peisajul criticii românești de dinainte de 1989 este accentul foarte apăsat pus pe etic, pe atitudinea etică. Foarte rar accent în la criticii români, la majoritatea criticilor români de până atunci. Sunt, evident că sunt și excepții, dar acestea, aș zice eu, că nu fac altceva decât să confirme regula. Mă opresc aici spunând că, da, Negoitescu este structural un cosmopolit, un homo occidentalist, așa cum îl numea Emil Hurezeanu în cuvântul înainte la volumul, acele două volume scriitori români publicate în 1996 la editura Eminescu și care relua cumva și făcea dreptate această restituire, făcea dreptate volumului Lampa lui Aladin, care, deși a apărut în 1971, a fost publicat, nu a fost difuzat niciodată. De ce? Pentru că autoritățile culturale ale momentului s-au simțit amenințate de un asemenea volum și au tras toate sporile astfel încât volumul să fie trimis la topit, să nu ajungă niciodată sub ochii celor interesați. Cred că e nevoie, mai ales că peste un an va fi centenarul Negoitescu, cred că e nevoie de o recitire serioasă, atentă a textelor lui și de o regândire a locului lui în peisajul criticii și istoriei literare românești. Avem ce învăța de la Negoitescu. Eu vă mulțumesc mult că mi-ați dat prilejul acestei intervenții. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, care este o analiză extrem de profundă și de complexă a ceea ce a însemnat și înseamnă, mai ales, criticul literar, istoricul literar Ion Negoitescu. Sper din toată inima ca textele lui să fie republicate, generos republicate, încât, într-adevăr, să poată
să își dea măsura importanței lor. Vă mulțumesc mult încă o dată. Presimt un număr Ion Negoițescu în pregătirea centenarului din anul viitor. Vă mulțumesc încă o dată. Astăzi este ziua istoricilor și criticilor literari, deci cuvântul dumneavoastră este cu atât mai important. Vorbim pe de o parte despre Ion Negoițescu, recitind literatura română, și în același timp despre modul în care el este recitit. Astăzi am avut aceste două intervenții, mi se pare excepționale, și a domnului Vianu și a doamnei Carmen Moșat. Domnule profesor, Ioan Cristescu, vă rog. Da. Ceea ce s-a constatat și se constată foarte clar este faptul că avem de-a face cu o polemică pe care Negoițescu spera să o provoace. Faptul că n-a reușit decât să deranjeze ne duce cu gândul prin poezia lui Eminescu în special și poezia lui Eminescu vine într-o polemică față, să nu uităm că el a început să o scrie imediat după ce a apărut Călinescu cu opera lui Mihai Eminescu și să-l poziționeze, cum spunea și domnul Ian, să ne dea un Eminescu al fiecăruia. Tipul de eminescologie de atunci, mai ales din anii 50, cu centenarul Eminescu, cu tot ce a urmat, a fost o eminescologie, aș putea numi o retrogradă, o eminescologie care nu avea de-a face nimic cu Eminescu și cu importanța lui în cultura românească. El spera să fie polemic și polemica aceasta să ducă la ceva constructiv. Istoria lui, care era un proiect vechi, apare perir și în roman epistolar și revine, era un proiect al cercului, deja devenit al cercului, spera să fie în continuare ceea ce spune și manifestul cercului, acest tip de privire europeană și de îndreptare spre Europa. Lucru care în 67-68 nu prea erau acceptate, nu neapărat ideologic, ci și ca mentalitate. Pentru că mentalitățile să schimbi o mentalitate, îți trebuie curaj, nu neapărat exterior, ci mai mult curaj interior. Sigur că ideologia a avut, aici îi dau dreptate, dar e mușat, gestul sau tipul de faptă a lui Negoițescu este una politică. Putem să o interpretăm și așa, dar de altă parte, el este extrem de consistent prin prisma faptului că insistă pe direcția maiorescheană a esteticului. Și aici, e foarte clar că în momentul în care discuți, contextualizezi biografii, discuți un autor, îi contextualizezi opera în altă zonă decât a esteticului, deja axiologia devine șubredă. Și atunci, sigur, ne reîndeamnă să îl recitim tocmai pentru a, și bine s-a observat prin intervențiile cele două, și numai că tipul de critică, tipul de interpretare a literaturii, filonul acesta pe care îl deschidea Negoițescu, nu prea pare prezent nici în ziua de azi. Decât
foarte rare apariții, nu pare a fi într-o continuitate. Și continuitatea, el a vrut să facă, să transforme ideile lui și studiile lui într-un fel, într-o tradiție oarecare, dar nu s-a putut și din cauza unei reticențe și a unui fapt destul de banal în care noi nu putem să ne detașăm și să primim lucrurile din afara lucrurilor. Adică, pentru asta îți trebuie, pe de-o parte, un simț critic, dar îți trebuie o cultură, o vastă cultură și o capacitate de a vedea mecanismul literar, cultural mai ales, într-o organicitate. Tocmai această organicitate e o problemă, că o vedem, din nefericire, foarte răzvețită, adică foarte dispersată. Că ea trebuie văzută în punctele ei de nucleu. Cred că, nu știu, Cosmin ne poate spune, sigur că și aici suntem două generații, trei generații, și cei care au vorbit sunt diverse generații. Cum faptul ce spunea domnul Ianu, că Eminescu, că nu te poți atinge de el, pentru că este, vă spun, de neatins. Și culmea, deși dar îl poți reciti. Culmea, deși a fost criticat și a fost poezia lui Eminescu, a lui Negoițescu, culmea e că tocmai asta ne arată prin faptul că îl poți să-l citești, să recitești continuu fără a-l pune neapărat pe un piedestal la care să treci și să câteodată să nu mai bagi în seamă. Că în general se întâmplă situații că știi că acolo este o statuie și treci și nu mai știi că, și nu mai vezi. Din nefericire, eminescologia anilor 50, cam așa s-a întâmplat. Era foarte bun de prezentat ideologic, cum era bun și Caragiale, dar nu era bun să vezi un lucru extrem de important, că eu sunt doi Eminescu, unul în antume, unul în postume, pentru asta îți trebuia să-l citești, să citești postumele. Lucru pe care, din nefericire, am citit câteva studii din anii 50 și extrem de... Nu atât școlarești, cât penibile. Penibile și periculoase. Pentru, cred că e foarte important ca directorul unui muzeu, atât de important ca Muzeul Literaturii Române, să spună un punct de vedere despre un critic care propune o relectură inclusiv a poetului național, implicit, pentru, repet, pentru un director de muzeu de literatură română, ce înseamnă să menții la nivel de statuie un scriitor important sau să-i dăruiești posibilitatea unei relecturi continue și într-un context larg al culturii universale, cum se spunea. N-aș putea spune că în momentul în care am realizat expoziția de bază din Nicolae Crețulescu, m-am gândit la Negoițescu, dar sigur m-am gândit la un tip de prezență în europeană. Nu numai prin aspectul designului, ci și prin modul de concepere a expoziției. Noi nu ne-am obișnuit încă și am încercat să, în ultimii ani, să încurajez diverse
lucrul la muzeu și din o perspectivă generaționistă, dar și încurajând dezbaterile, tocmai pe ideea că aceste dezbateri pe care le aveau și cerchiștii și sunt extrem de necesare, chiar dacă uneori duc într-o polemică de tip constructiv. Pentru că nu putem să fim cu toții de acord în ceva. Pe mine, ca muzeu, mă interesează să pun în valoare, ca muzeu al literaturii, contemporaneitatea scriitorilor. Pentru că eu ofer vizitatorilor, îi ofer astăzi pe acei scriitori, astăzi le ofer trecutul, și într-un sistem de tipul acesta de pe care din actualitate spre trecut, tocmai ca să aduci trecutul. Chiar dezbaterea de astăzi este cel mai bun exemplu și pentru ea trebuie să vă fim recunoscători. Domnule Ciotloș, cuvântul tinerei generații de critici. Vorbesc doar în nume propriu și mă bucur foarte mult că domnul profesor a pus aici accent pe diferența aceasta de mentalitate și nu neapărat de ideologie. Ne e tuturor evident cât rău a produs ideația și ideologia comunistă de-a lungul celor 25 de jumătate. Știm foarte bine cum era configurat câmpul literar, cu pol de putere, cu anumite restricții categorice, cu oamenii regimului de tip, nu știu, Eugen Barbu sau restul grupului protocronic, dar nu ei sunt problema în ce-l privește pe Negoițescu. Nu. Pentru că, în fond, toată literatura bună care s-a făcut în anii ăia s-a făcut aparte de presiuni de regim. Problema cu cărțile lui Negoițescu, problema cu receptarea lor, nu vine din faptul așadar că ar fi fost puse în carantină de politruci. Era evident că vor fi puse în carantină. Ci tocmai că au fost discutate cu răceală și cu o neașteptată pentru mine distanțare. Da, să zicem distanțare, tocmai de oamenii de calitate intelectuală, tocmai de partea bună. E ceea ce spunea și doamna Mușat. Într-un fel. Da, și ceea ce spunea și mai apăsat domnul Ioan Cristescu, Adina, poezia lui Eminescu. Bun, e un eseu pe care de care cu toții ne-am îndrăgostit la un moment dat. E un eseu care pleacă de la o idee absolut strălucită. Și care, la origine, e un soi de, nu știu cum să spun, poate, dacă mă gândesc la Dita mai studiului Kierkegaard, o recenzie literară, în fond e tot un soi de recenzie literară, asta e formula lui Kierkegaard și o păstrez, pe care Negoițescu o face ediției Perpeficius. El e cel mai bun cronicar al ediției Perpeficius. Fiindcă numai asta? Numai asta? Nu, sigur că nu. Vă rog să-mi decupez. Da, d'accord. Dacă ați fi crezut că numai asta, probabil se gripa dialogul mai devreme. Dacă aș fi crezut. Asta legat de, în primă instanță, de poezia lui Eminescu. Acum, sigur că factual, dacă verificăm cu creionul în mână studiul acesta, îi găsim o grămadă de inadvertențe și cel care o face cel mai precis, cel mai competent, e Petru Creția. E o frază a lui Petru Creția la fel de memorabilă pe cât e întregul eseu al lui Negoițescu. Ce frumos ne prezintă Negoițescu poezia lui Eminescu și, din păcate, cât de neadevărat ne prezintă. Pentru că ghinionul Negoițescu, care e și o minte speculativă de toată frumusețea și unul dintre cei mai originali critici pe care i-a dat literatura română de la Maiorescu încoace, e acela că antumele nu sunt neapărat neplunice și postumele nu sunt neapărat plutonice, așa cum crede el. În ipoteză, însă, ipoteza e însă atât de frumoasă încât nici nu mai contează adevărul estetic. Adevărul, sau mă rog, adevărul textologic. Și în felul ăsta fac o delicată trecere către proiectul și către istoria lui așa cum e. Aparțin unei generații care a fost obișnuită să
citească această istorie din 93, de la începutul anilor 90, la pachet cu un tip de mesaj de tip disclaimer. Atenție, din păcate nu i-a reușit. Asta am aflat cu toții în momentul în care, aproape simultan cu momentul în care am deschis-o pentru prima oară. Sigur, am crezut-o și eu la un moment dat, aveam vârsta necesară să cred lucrul ăsta, dar după suficiente reconsultări și ale acestei cărți, am început să mă întreb de ce oare într-o cultură care niciodată n-a fost amabilă cu panoramele istorice. Să ne gândim ce a pățit Călinescu cu istoria. A fost lăudat doar de doi oameni întâmplători, foști studenți ai lui amândoi, ceea ce nu se prea pune. În rest, toți marii critici interbelici l-au făcut praf. Să ne gândim ce a pățit Mircea Scarlat în istoria poeziei românești. O carte de o inteligență și de o putere de acomodare a instrumentarului teoretic pe un gen al minte foarte dificil, despre care s-a spus, îmi fac cruce și el când aud lucrul ăsta, dar Mircea Scarlat n-a avut talent. Ce e aia talent într-un proiect de istorie literară? Cred că orice altă calitate decât talentul e mai importantă în chestiunea asta. Să ne gândim ce s-a întâmplat, iată, cu Negoițescu în anii 90, să ne gândim ce s-a întâmplat odată cu istoria Nicolae Manolescu, care nu a fost forfecată prin prisma prezențelor, absențelor sau capriciilor. Orice istorie e capricioasă și a lui Negoițescu e. Nu ăsta e criteriul de valutare, pentru că un istoric literar nu are nici de cum datoria de a fi un contabil sau un notar. În momentul când îți trece prin minte să te apuci de un asemenea proiect amplu, care presupune ore de studiu. M-a emoționat foarte mult felul în care a vorbit domnul Ion Vianu despre asceza la care se supusese Negoițescu. Asceza, da, care mi-a amintit mult de aceea pe care o trăise Călinescu însuși în anii, la sfârșitul anilor 30, când nu-și mai vizita nici măcar prietenii și folosea un sistem de corespondență aproape de rețelele sociale de azi pentru a putea să obțină bibliografiile necesare. Ei, în momentul când începe o asemenea ascelă, nu o faci ca să dai o hartă la scara 1 pe 1 a unei literaturi. Nici nu e posibil. E suficientă Biblioteca Națională atunci ca să ai o istorie corectă a literaturii române. Nu corectitudinea e ceea ce trebuie să stea în spatele unui asemenea proiect, ci mai degrabă un tip de viziune care să afirme răspicat pe un fir cronologic ceva. Acest ceva pentru Călinescu, de pildă, se cheamă specific național și se cheamă un tip de construcție nu liniară, ci centrală, pentru că acolo se află în centru Eminescu, categoric. Călinescu are o intuiție formidabilă. Nu, acest ceva se cheamă, de pildă, la Mircea Scarlat, un sistem gramatical, morfologic, aproape moștenit de la speranțele de istoric literar al lui Mircea Eliade de a organiza poezia, un câmp al minteri cât se poate de imprecis, pe care oricare dintre noi sau oricare dintre recenzenții sau poeții implicați în fenomenul ăsta al lecturii îl văd mult mai nebulos. Sigur că îți pui lumea în cap când vrei să pui ordine în așa ceva. Sigur că n-are cum să-ți iasă numai decât ceva perfectamente credibil. Spuneți-mi în cultura europeană o carte care să nu lase pe din afară în organizarea poeziei ceva. Hugo Friedrich scrie o carte superbă despre modernismul poetic, nu? Structura liricii moderne, în care nu vorbește deloc despre Ezra Pound. Păi, dacă bietul Hugo Friedrich ar fi trăit în România, ar fi primit un șir de 40 de recenzii mânioase cu colții apunți. Și aici, spre încheiere, ca să spun așa, și legându-mă de ce a spus domnul Ion Vianu, de inocența cumva, pe care, de ușoara naivitate pe care
pare că în momentul ăla, 1943, deja cerchiștii o semnalizau sau o trăiau. Ei, am impresia că un pic, din punctul ăsta de vedere, Negoițescu a fost prea curat la suflet, nu știu cum să zic. Să începi un asemenea proiect publicând nici mai mult, nici mai puțin decât sumarul, e aproape suicidar, pentru că această cultură impresionistă în care trăim, în care părerea și temperamentul și, știu eu, pulsațiile interioare ale fiecăruia sunt decisive pentru orice carte cu premisă științifică, nimic altceva decât sumarul nu interesează. Cărțile intitulate Istoria literaturii române sunt de obicei macerate și măcelărite în funcție de sumar și nu în funcție de organicitatea lor. Am trăit o scenă de tipul ăsta chiar la lansarea Istoriei critice al Manolescu la Târgu de Carte. Stăteam undeva pe ultimul inel al lansarea era mai jos. Romexpo, exact, lansarea era jos și de acolo am avut perspectiva pe care cred că Dumnezeu mi-a oferit-o ca să-mi dea o lecție de viață. Și anume, era o mare de oameni, toți cu istoriile deschise, toți pitindu-se după câte un stand se putea asta și toți urmărind indexul. A, indexul. Da, înainte. Căutându-l. Da. Cum să nu provoace Negoițescu pe un asemenea fond, cum să nu provoace furie? Pe de altă parte, mi se pare încă trist și e adevărat că în zilele noastre nu știu câte lucruri s-au schimbat față de zilele urâte ale anilor 60, 70, chiar 80. În 60 erau încă frumoase. S-au năsprit după. Dați-mi voie să mă îndoiesc cel puțin din punctul de vedere pe care îl susțin. Din punctul de vedere al nivelului de intelectualitate pe care suntem dispuși să-l aruncăm în comentarea fenomenului literar. Nu cred că lucrurile stăteau mult mai bine atunci decât stau acum. Și anume, nu înțeleg de ce tocmai originalitatea, pentru că Negoițescu are niște opțiuni de o profundă, profund exotice, să spun așa, pentru oricare dintre noi. Nu înțeleg de ce acest exotism al opțiunilor lui e tocmai cel care deranjează. Parcă ne place să ne plictisim atunci când citim istorii literare și nu dimpotrivă să căscăm ochii mirați, contrariați uneori, nefiind de acord, la suplețea și la poeticitatea până la urmă unei idei. Să preferi în opera lui Rebreanu, de exemplu, să preferi un roman ca Gorila sau un roman ca Amândoi, supranumit roman polițist, deseori vehiculatul lui Ion, pe care bieții elevi de liceu îl învață pentru bacalaureat, e până la urmă suficient de ofertant ca să te oblige să recitești aceste romane. Fără ca Negoițescu să-mi fie atras atenția asupra faptului că nu sunt atât de rele cum le decretează în general opinia publică, eu unul nu le-aș fi recitit, cred. De asemenea, fără ca Negoițescu să-mi atragă atenția la un moment dat că în Alexandrie există mostre, există geme de versuri care îl preamintesc pe Ion Barbu, nu l-aș fi recitit pe Alexandrie. Cel din Pasteluri mi-era profund familiar. Ori, e nevoie de asemenea pastile de nitroglicerină. Le pui sub limbă ca să-ți redeclanșezi inima, să-ți redeclanșezi bătăile de cord. Altminteri, fără asemenea mișcări de front, cred că ar fi foarte plictisitor să vorbim despre literatură. Și de aia sunt unul dintre oamenii care cred sincer, văzându-i într-adevăr, sau, mă rog, având multe puncte în care îmi pun semne de întrebare sau chiar nu sunt de acord cu anumite viziuni ale lui Negoițescu, asta contează prea puțin, pentru că nu despre gustul și capriciile mele e vorba, ci despre importanța unui proiect vizionar asupra unei întregi literaturi. Și din punctul ăsta de vedere, eu merg până la capăt afirmând că istoria lui Negoițescu e
una dintre cele mai bune pe care le-a produs literatura română, cu toate culpele ei. Negoițescu câștigător în posteritate. Cuvintele astea i-ar fi fost... Nu, câștigătorii oricum. Da, aveți dreptate. Dar ceea ce ați spus acum, întâi ne leagă de ceea ce a spus Ion Vianu, despre această provocare pe care ne-o aduce în față Negoițescu de a reciti și de a ne ajuta să ne îndreptăm spre literatura trecutului, conectându-ne la perspectiva prezentului. Dar cu siguranță ceea ce ați spus acum în final pentru el ar fi fost extrem de reconfortant. Domnul Elvian ne-a tras atenția, literatura în fond l-a omorât. A murit în modul cel mai frumos, mai estetic. Da, o moarte estetică. Dar triumfător în acest final, prin ceea ce a produs. Cred că pe acest cuvânt ar trebui să ne oprim.